Haideți cumva ca să nu o de toată lumea. Nu, mulțumim, stați liniștit. Ca să nu vă... facem publică toată chestia, da? O să vă dau o citire la ce am consemnat în prezentul proces verbal și dumneavoastră îmi spuneți dacă aveți mențiuni, da? Susnumitul a provocat scandal în interiorul unității spitalicești Rom Germed cu personalul de la recepție, cu numita Pricope Anca, prin aceea că a gesticulat agitat și agresiv, a țipat și a aruncat mai multe foi către recepționare din cauza unor nemulțumiri personale, provocând totodată indignarea personalului de la recepție. Intervenția a fost făcută ca urmare a sesizării susnumitului prin ofițerul de serviciu al subunității, iar aspectele au fost înregistrate cu bodycam-ul din dotare, despre care v-am spus și la momentul interacțiunii că vă înregistrează, da? Cum și în momentul ăsta vă înregistrează. A fost sancționat cu suma de 1000 de lei, minimul, deoarece vă aflați în interiorul unui punct spitalic și cuantumul automat crește de la 1000 la 3000. V-am sancționat cu minimul, puteți să achitați suma de 500 de lei în 15 zile, da? Totodată în 15 zile puteți să faceți contestație la judecătoria sector 6 sau judecătoria unde aveți adresa de domiciliu, dar am văzut că aveți la sectorul 6. Mențiuni dacă aveți, cu privire la ce am consemnat în procesul verbal. Cred că e un abuz polițienesc și o interpretare greșită a drepturilor omului. Deci este un abuz polițienesc și... Da, o interpretare greșită a drepturilor omului. Și o interpretare greșită, da? Da. Bun, altceva? Nu sunt de acord cu amenda și o voi contesta. Nu am strigat, nu am aruncat, am încercat să apăr un pacient. Nu am strigat. Nu am aruncat nimic. Da? Încerc să apăr un pacient cu care vin de nenumărate ori din cauza birocrației lor. Cu care vine în repetate rânduri, nu? Da. Și e purtată pe drumuri. Din cauza de birocrației, parcă ați spus, nu? Din cauza birocrației și a relei voințe a femeilei celea. Din păcate trebuie să mă opresc la birocrație, că nu mai am... E regulă. Mai am. O să adaug în instanță și după aia, că o să contest. Stați puțin, că mai am. Rele intenții. Rele voințe, e tot aia. Gata. Oricum nu se înțelege toate, nimic acolo. Toate rândurile. Da? Da. În regulă. Bun, trebuie să semnez. Încercați să semnați undeva să vă încărcați aici la mențiuni. Bun. Luați la cunoștință, vă dau exemplarul 2? Da, da, vă rog. Aici, odată la contravenient. Și odată aici trebuie să vă dau exemplarul 2 de la la cunoștință. Două secunde, da? Cred că aveți nevoie de cursuri suplimentare de drepturile omului. Am impresia că nu le înțelegeți deloc. E o părere personală, să nu? Da. O, cred că o scriu și o plângere penală pentru abuz. Ciudat e că doar dumneavoastră vă simțiți cumva lezat, dar nu vă puneți în loc cu persoane față de care ați abordat atitudinea asta. Într-adevăr, vă înțeleg nemulțumirile. Cred că fiecare dintre noi a trecut o dată în viața asta printr-un spital. A fost tratat puțin mai rău decât ce ar fi dorit, dar nu ne dă nimeni libertatea asta să ne comportăm mai mult. Cum? Nu avem voie să ne revoltăm în România europeană? Nu avem voie să aruncăm cu foi în persoană, nu avem voie să mergem în spatele teșghelei, sunt a recepției, pardon, că nu sunt la magazin, dar sunt anumite reguli. Păi toate, dacă e accesibil. Prezentarea a fost adăugată, deci puteți merge la medic. Sunt da, mersi, da, după ce a trecut programarea, la ora ce trebuia să fiu la medic? Ne pare rău, v-am ajutat, am făcut tot. Cum ne-ați ajutat? De două săptămâni venim aici, ne poartă femeia pe drumul. Nici nu vrea să citească documentul de la CNAS. Am vrut să îl dau documentul aproape și ea să plânge la poliție că am intrat. Sunt alte autorități la care puteți să faceți plângere. O să scriu plângere și împotriva spitalului la Ministerul Sănătății. Și la CNAS și împotriva dumneavoastră la parchet o să scriu plângere. Pentru abuz polițienesc.
și incompetență. Dacă așa considerați, incompetență e un cuvânt mare pentru, pe care bănuiesc că nu are sens. Ba da, se numește libertate de opinie, se numește, asta, știți, da? Cum se numește asta? Judecată de valoare. Atâta timp cât doar dumneavoastră considerați. Da, e părerea mea că sunteți incompetent. Sau rău intenționat, poate... Din ce aspect incompetent? Că nu înțelegeți drepturile omului. Unde scrie, da, în lege că n-ai voie să intri după tejghea? V-am explicat de vreo 3 ani. Ia uitați-vă aici masă. Pot să intru acolo după tejghea, să-i arăt documentul, să-i arăt hârtie de la CNAS. 3 ori înainte mă bazez bine, de bine. Faptul că ați înțeles. Bine, bine, oricum ați scris deja. Să încercați să abordați o conduită în continuare cât vreți rămâne civilizată, să nu mai fie cazul să revenim pentru genul acesta de intervenție. Bine că nu m-am pușcat, că aveți pistoale. Da. Pe timpuri poliția și împușca oameni și îi bătea cu... Vom aplica sancțiuni în cazul în care vom reveni și vom constata că dumneavoastră... Eu v-am chemat să constatați că mi-încalcă drepturile. Și n-a durut să constatați. Eu v-am chemat ca să constatați că mi-încalcă drepturile. Mie și pacienții din Ucraina. Și nu înțelegeți nimic despre drepturile pacienților. Nu înțelegeți nimic despre drepturile pacienților. N-are cum să fie. Bună, mi-a stricat-o. Poliția incompetentă.